După cum știți, în ultimele zile se tot vorbește de o nouă competiție la nivel european, și anume Superliga Europeană. De aceea am ales aici cele 12 echipe care se știu până acum, și anume Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Liverpool, Manchester City, Manchester United, AC Milan, Juventus, Real Madrid și Tottenham. Le-am pus într-un campionat, mai exact în Liga 1, deoarece avem și sistem de play-off și play-out. Iar cum campionatul are decât 16 echipe, am mai putut invita alte 4 și am ales să fie Bayern, Dortmund, Olympique Marseille și Paris Saint-Germain, care vor participa alături de celelalte 12. Vom simula sezonul, eu am intrat la Bayern și vom vedea cine va fi campioana Europei. Avem încheierea sezonului regular, să vedem cum stăm. Mamă, un overall dezastros și iată că suntem unde suntem. Deci am terminat pe locul 8 sezonul, incredibil. Jucăm în play-out, Bayern München este în play-out, Juventus pe locul 9. Avem Inter pe 10, Milan pe 11, 12 Dortmund, 13 Manchester United, Chelsea 14, 15 Arsenal și ultimul loc OM, care a făcut 15 puncte. Să vedem play-off-ul. Și anume Manchester City, Atletico Madrid, Tottenham, PSG, Real Madrid și Liverpool. Surprinzător, Atletico pe locul 2 și City. La City nu e așa mare surpriza, să zic. În schimb, PSG, iată, are 9 puncte în spatele lui City. Incredibil. Și în play-out, iată, Barcelona în play-out, alături de Bayern, Juventus. Incredibil ce echipe avem aici. Să vedem cum se va încheia campionatul, un play-off așa interesant. Și să vedem cine va retrograda și cine va merge la baraj în play-out. Am fost dați afară, iată. Am fost dați afară de la club. Uite că ne ofertează Marseille totuși. Rămânem în campionat. În play-off, Manchester City mai are un meci, cred. Cu toate astea, oricum, este campioană în Superliga Europeană. Real Madrid, iată, ajunge pe locul 2 cu un punct în fața lui Atletico. Mai departe avem Atletico pe locul 3, urmată de Liverpool. Locul 4 pe 5, Tottenham, iar Paris Saint-Germain, incredibil, e doar pe locul 6. La 20 de puncte în spatele lui City, incredibil. Iar la retrogradare avem Olympique Marseille, care e retrogradată, practic. AC Milan, de asemenea, retrogradată. Iar Chelsea este pe loc de baraj. Play-out-ul este câștigat de Barcelona cu 45 de puncte, urmată de Bayern München cu 41, Dortmund 37, cu toate că Dortmund a bătut în două meciuri pe Bayern în acest sezon. Juventus doar locul 4 din play-out. Manchester United pe 5, locul 6 Arsenal, 7 Inter, și Inter este prima echipă deasupra liniei. Incredibil ce rezultate am avut. Hai să vedem marcatorii. Iată, golgetter a fost Eden Hazard cu 22 de goluri, urmat de Haaland cu 18 goluri. De asemenea, mai avem Werner, Aguero, Kane, Lewandowski, Neymar, Sterling și restul. Ca și asisturi, îl avem, iată, pe Felix cu 10 asisturi, urmat de Sterling, Carrasco, De Bruyne pe locul 4, iată, Felix a dat mai multe asisturi decât De Bruyne. Cartonașe galbene, clean sheets-uri. Oblak, e cumva logic, știind stilul de joc al lui Simeone.
17 clean sheet-uri pentru Oblak, urmat de Ederson și Alisson. Cartonașe galbene, îl avem pe Cavani cu 6 cartonașe, la egalitate cu Jimenez și De Jong de la Barcelona. Cartonașe roșii îl avem pe Martinelli de la Arsenal cu 2 cartonașe roșii, urmat de Benzema, Hummels și ceilalți, toți cu câte un singur cartonaș. Bun, acestea au fost statisticile pentru campionat. Să urmărim ce s-a întâmplat în Champions League. Primul sezon de Champions League fără aceste echipe. UEFA Champions League, avem finală Atalanta, Manchester de asemenea. Cred că Manchester... Da, cred că Manchester și-a păstrat locul, fiind o greșeală aici. Iată, Cadiz a fost în semifinalele Champions League, incredibil. Am avut o semifinală Manchester United-Cadiz și Frankfurt-Atalanta. Foarte interesantă competiția. De asemenea, am avut în sferturi sau ce aici, Cadiz, Dinamo Kiev, 5-1 pentru Cadiz la general. Sporting eliminată de Frankfurt. United a dat de Porto. United a făcut ceva manevre și a fost acceptată de UEFA într-un final în Champions League. Atalanta Gladbach. Aici am avut Parma, iată. Parma lui Denis Mann și a lui Mihailă. A jucat cu Sporting. Frankfurt cu Slavia. Da, și în grupe nu ne mai uităm. În Europa League, finală Liverpool cu Villarreal. Iată și aici Liverpool. Cred că a luat locul lui CFR Cluj când i-a schimbat. Cel mai probabil. Semifinale standard, putem spune, ceva nesurprinzător. Avem Schalke aici, chiar avem o echipă surpriză și anume Schalke. Dar ce speranțe să mai aibă Juventus să prindă play-off-ul în Superliga Europeană când tu nu scoți nici măcar pe Villarreal? Da, foarte interesante echipele care au participat. Cam aceasta a fost Superliga Europeană, primul sezon câștigat de Manchester City, urmată de Real Madrid și Atletico Madrid. Poate o să mai facem un sezon. Vedem. Acesta a fost clipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și lăsați și un like. Ne auzim la clipul următor. Ciao!